După 40 de ani de la absolvirea liceului, peste 100 de elevi ai Colegiului Național Bogdan Petricei cu HDU din promoția 1974 s-au întâlnit cu 10 dintre profesorii și diriginților. După ce s-au recunoscut, pentru că mulți dintre ei nu s-au mai văzut de 4 decenii, și-au vizitat fostele clase, apoi s-au strâns în amfiteatru unde s-au strigat cataloagele. Pentru unii dintre noi este, de fapt, prima întâlnire după 40 de ani. Participă la această întâlnire 9 dintre clase, v-am spus mai înainte, cu 100 de oameni. Una dintre ele, sigur, nu s-a întâlnit niciodată. Este vorba de prima clasă de matematică care s-a înființat la liceu. Profesorii au strigat cataloagele celor 9 clase și, rând pe rând, cei care au fost prezenți și-au făcut o biografie sumară. În primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult, pentru că ceea ce spun, profesional, vă datorez numai din asta și probabil și familie. De vreme am optat și eu să duc această karmă educațională pentru România. Sunt profesor de fizică și ca orice om al acestei planete am reușit să sădesc câțiva pomi, să construiesc și ceva case, să am și un copil medic, încă căsătorit, o soție care o să vedeți după amiază, colega multora dintre dumneavoastră. Aș dori să-i transmiteți, doamnei diriginte, că am venit și am fost singurul și că n-am reușit nici acum să învăț așa bine limba rusă. Eu vreau să vă spun că mulți dintre cei cu care m-am întâlnit n-a trebuit să le spun că am făcut HDU pentru că recunosc spiritul HDU imediat. Și pentru asta le sunt deosebit de recunoscătoare tuturor profesorilor HDU-ului, că au fost sau nu profesorii mei, dar au creat acest spirit. Nu, dacă nu am reușit noi să transmitem atunci celorlalți care vin după noi dorința de a ajunge la, de a se ridica la înălțimea acestei școli. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Atmosfera a fost destinsă, dar foștii elevi au arătat tot ca niște elevi în fața profesorilor. Însă, ceva mai ridați și mai puțin temperamentali, nu au rezistat tentației de a arunca o ochiadă în catalog, tabu pe vremea când erau elevi. Domnul doctor, care întreba că nu poate să se explice de ce în facultate avea notele așa și în liceu undeva, mai la subsol. Răsfăind o parte din cataloage, am constatat că pe timpul dumneavoastră, în liceul nostru, știți o parte și dumneavoastră, se practica prin părțile esențiale notarea în sistemul rusesc. Nu toți elevii promoției 74 au putut fi prezenți la întâlnire, unii au fost ocupați, alții trăiesc în afara țării, câțiva nu s-au putut deplasa, iar unii, mai puțin norocoși, au plecat prea devreme dintre noi. Pentru aceștia, elevi și profesori și-au plecat capetele într-o pioasă reculegere. La întâlnire a fost invitată și profesoara de matematică, Valerica Blidaru, care a predat în liceu timp de 24 de ani. Ce își dorește mai mult un profesor octogenar decât ca elevii sau ca foștii lui elevi să nu-l uite măcar atât cât este în viață. Pentru a rămâne pentru totdeauna în memoria colegiului, profesoara octogenară a dăruit bibliotecii Bazil Iorgulescu o carte destul de rară pe care elevii generațiilor viitoare să o poată studia. Cartea roșie a fost scrisă pe foi de pergament de medicul elvețian Jung în urma unui studiu de 17 ani făcut asupra propriului conștient. Cartea a fost publicată după 80 de ani de la scrierea ei și este ilustrată cu desenele autorului. Întâlnirea promoției de HDN din 1974 a continuat la un restaurant unde foștii colegi au putut comunica mai îndeaproape între dansuri, la un pahar de vorbă și unde au stabilit, probabil, data viitoarei întâlniri.